Bună ziua! Astăzi, în 16 iunie, am niște oaspeți deosebiți de la Republica Moldova, domnul Mitrican. Vă salut și eu. Și cu domnul Traian Pânzaru. Eu sunt din Moldova, mă, de aici. Tot moldovean ești tot. Tot moldovean, din Miroslavia și iar. Venind la mine în ospeție, am zis că vorbesc și eu ca ei acum, da. Ospeția. Am zis că să ne uităm la un stup, să vedem cam ce mai e. N-am umblat prin stup de cam de 10 zile, de înainte de a extrage. Prin cuiburi. Prin cuiburi. Da. Și dumnealui a zis că să ne uităm un pic, să vedem cam ce este. Da, să vedem. Știi, când mergem la un stupar, ne interesează ce avem în cuib. Că corpul de recoltă, știi cum, corpul de recoltă e a stuparului. Da. Cuibul e a albinii, care... După așa e a stuparului, să spunem. Să punem asta aici. Aici am hrănitorul, cum le-am pus un pic de ceea ce am spălat. N-am mai umblat. Neanelu, spune și mata cum spun te, zorcăială. Zorcăială, vorba lui domnul Mitrican. Păi nu, că am preluat-o de la Andrei Ignatov. Da? A. Zorcă, cu zorcăială. Da, și acum... Să vedem. Cam ce e pe aici, trebuie să dau un pic de fum totuși ca să... Domnul Nelu, dar vă folosiți de hrănitoarele astea? Nu, le-am făcut în primul meu pentru prin știi, ani. Știți de ce vă întreb? Am început și eu de la bun început să fac canalele astea. Care nu m-am folosit niciodată și am văzut că nu și-au rostul. Nici eu, dar atunci n-am știut. Am zis că băi, poate li pun niște sirop, ceva, dar până la urmă am ajuns la concluzia că nu se... Nu se merită, nici deci, eu. Deci aici au fost extras. Trebuie să pui mereu niște... Ele... Niște... Aici nu are mai ceva. Nimic. Deci și că altfel rămâne albine și moare acolo. Da. Deci corpul a fost extras, n-are rost să ne mai uităm da, pe el. Da, păi e un corp gol. E un corp gol cu câteva albini. Da. Cu toate că are ceva. Păi știți de ce are și la mine de zilele astea am terminat cu extracția ramilor care le-am ridicat din corpul de cuib. Și să simte ce și-au făcut ele ordine prin ramele care au fost extrase. Pentru că anul ăsta a fost destul de dens mierea și după extracție a rămas mult prin rame. Da, și probabil o mai urcat de jos. Probabil, da, o verticalizat și mierea din cuib. Și cam asta este, cât de cules eu am avut cântarul, aici, am văzut că nu aici prea aici la noi cules. Mai este ceva cules. Adică încă mai adună ceva, nu este tei mult, dar... Pentru întreținerea lor, da, este. Ca să nu dai hrană. Hai ca să nu dai hrană, da. Eu din corpul de jos, care au avut puiet, nu am extras. Deci care ramă au avut, chiar dacă au avut miere până la, aproape la o treime, să zic, nu am extras. Deci am lăsat, deci aici o ramă cu... Da, un 60-70% ocupată da, de dar puiet. Vedeți că deja a început să mănânce de aici, de lângă. Da. Deci asta a fost mult mai jos. Cu miere, adică. Da, a început să consume din coroniță. Da. Ei, las că am văzut că floarea pe aici, de acum au capitole de floare, nu știu cât mai durează. Ei, oricum, cred că vreo 3 săptămâni. Da, nu, 3 nu. Cu siguranță 3 nu, mai degrabă să fie. Dar are capitole de floare, nu știu cât, avem vreo floare, două săptămâni, cred. Floare avem aici peste drum, am undeva aici aproape. Deci asta o ramă cu păstură aici, dar chiar în mijloc. Niște trânturi. Vezi? Aici n-am mai luat. Asta am să o dau mai într-o margine, cred că, dacă tot umblă aici. Nu? Noastră corectați-mă dacă... Păi da, eu tot aș dau în margine. Fiindcă eu ramă și mai... S-ar putea să urc sus ca să o scot de tot. E că matca-i din coace. Da? Aici ai o ramă larva, cu puier. Larvar e spre căpășit, care căpășește. Da? Ați văzut-o?
Uite, femeia mea are ochi mai bun. Uite, s-o șters. S-o șters. Deci aici sunt ouă. Da. Albă. Nectă ouă. Da, așa. Da, da, da. Neanelu, știi ce am vrut să te întreb? Uite, ține rama asta în mână deasupra stucului ca să nu cadă matca. Și am vrut să întreb, uite rama asta care ai ridicat-o mata. Înainte de asta. A, trebuia... Nu. Vreau să te întreb ceva. Foița asta, ai achiziționat-o mata sau ai construit-o albinele singure? Nu. Pentru că foița dată este greșit construită. Da, aici sus. Nu, vezi diferența. Nu. Nu vorbim noi de trânturi acum. Uite, spune diferența. Ai văzut mata un faguri crescut de albine? Da. Adică o limbă sau cum să spun, un făgurel crescut, așa, da? Da. Cum sunt celulele? Uite, în felul ăsta sau în felul ăla? Păi în felul ăsta, că e... Nu, ca să înțelegi. Deci, uite aici, ca formă. Aia s-a lăsat. Nu s-a lăsat. Partea superioară, uite aici, avem orizontal întâi. Da. Pe urmă, lateral, în forma asta. Normal, așa, cresc albinele invers. Cu unghiul ascuțit în sus. Aici avem o laterală pe orizontală. Și uite acolo, uite altă ramă. Asta păi înseamnă că foița a fost, da, uite. Păi da, de asta te întreb, pentru că am mai văzut, știi, și la cine, la Vlad Radu din Neamț, am văzut și am spus, băi, nu-i corect foița, oare ai pus-o tu invers, ce ai pățit? Nu, s-ar putea să fie foițele tăiate, sau presa. Dar nu, că aici nu-i tăiată, e invers. Foița dată e normală pentru Lions. Pentru așa. Uite așa, e normal crescută celula. Vârful sus, da. Da, pentru stupii Lions. Sau, care știe, stupul ucrainean, dacă nu Lions. Da, erau niște stupi cu mai lung. Cu... Păi uite, rama vine așa. E exact așa. Asta nu e corect pentru stupii care îi folosim noi. Da. Albina niciodată nu construiește celulele în felul următor. Cu partea dreaptă sus. Uite, deci așa îl construiește. Cu vârful sus, da. Da. Că am mai văzut în România treaba asta, adică, dar e greșit, astea sunt foițe pentru Lions. Da, știți cum e când iei pachetul? Bine, asta ca o observație. Da. Numai un pic să o scot și pe asta, zi-mi ce este aici, o pun pe aia acolo, ultima. Da, uite, asta n-am știut-o până acum. Păi pui o ramă de construcție, adică o ramă oarbă și ai să vezi cum îți construiesc albinele. Albinele niciodată nu îți construiesc așa. Da. Puneți-o pe aia acolo. Da. Uite, am vrut, asta e rama de oarbă. Da. Hai, da. Uite, pentru testare așa, pentru... Uite, o pun asta, mărzină așa. Da. Și uitați-vă bine, cum construiesc albinele. Cu unghiul în sus, nu cu laterala. Uitați-vă. Da. Ca să înțelegeți. Am înțeles care-i treaba, da. Da, dați-o înapoi acolo aia. Eu am înțeles despre ce-i vorba. Da. Asta e ouată. Da, e tot ou. Da. Păi am văzut matca acolo. Nu se pune problema că nu-i matcă sau roit sau ceva de felul ăsta, da, este matcă. Aici câte avem? Două rame cu puiet, acum și ne-am uitat. Da. Pentru că pe a treia care am pus-o acolo, avea câțiva celule de trântori. Cred că s-o cam enervat pe noi. Păi dacă vorbim atâta? Păi da, zice, băi, ne țineți așa deschis. Au ce calitatea măcii. Nici nu se discută. Ea nu întoarce la cameră și partea asta, nu știu partea cealaltă. Da, e și să mai vorbim. 70-80% e... Da. Uite, e vezi că a început să consumi din coroniță? Da. Este mult puiet, hrana e puțină, puiet, probabil. Este și mult puiet care trebuie îngrijit, dar este și mult albină care eclozează tânără și trebuie să consumi și hrană proteică și hrană glucidică până în... a 21 de zi, când iese la zborul de colectare, adică până se face albină de culegătoare.
Uite, s-au cam dus coronițele, vezi că da, s-o dus, da, când am vorbit cu Mataș în prezentat pe sub, erau coronițele mai groase. Da, erau groase, groase. Uite că s-au dus. Uite așa aici, puiet, este bine. Deci înseamnă că totuși o să trebuiască să le... Dar nu ai cântar? Nu. Păi la mine cântarul spune tot. Păi asta-i, da. Uite, de când s-a terminat salcâmul la mine, două săptămâni în urmă, azi e joi, marți, adică alaltă eram împlinit două săptămâni, am avut două zile cu zero, după aceea minus-minus și avem o trei zile cu iar cu zero. Asta a fost o foiță pusă, dar nu e oată încă ea, aici au făcut două potirașe. Păi e normal, familia trebuie să facă potirașe, nu-i problemă. Da. Dar au construit-o bine, nu-i problemă. Au construit-o, aici are... Imediat. Imediat mergem, da. Într-adevăr, mâncarea s-a dus. S-a dus, păi aici și... Până amuia și am văzut, aveți un kilogram, două maxim de mâncare. Asta și ne uităm la soare, dar nu e luat. Păi nu, încoace de acum nu mai este, dar peste foiță nu a trecut. Peste foiță nu a trecut. Nu a trecut, acolo sunt doar câte, 4, asta treacă. 5 rame cu puiet. Da. 5 parcă. 5. Dacă nu greșim. Deci acum, pentru floarea soarelui, de exemplu, dacă e peste 2 săptămâni. A, dar nu, iată rezerve aici sunt. 3 săptămâni, să zic. Aici este, dar nu prea. Păi nu prea, da. Deci aici nu e prea, pentru o familie. Hai să spunem maxim 4 kg în... Maxim 4 kg în familia asta, mai mult nu. Da. Hai să spunem încă 2 kg în corpul de recoltă și e da, și mai da. Adunat ele. Cam 6 kg de mâncare. Și dacă spunem că la mine și am văzut consumul cam jumătate de kilogram la moment, ar ajunge cam pe vreo 10 zile mâncare. Adică în 10 zile dacă nu avem nimic cules, albinele practic rămân pe zero și măcile vor diminua ponta. Păi atunci o să trebuiască, reduce ponta. O să trebuiască să le dăm, nu? Da. Păi eu așa și am vorbit cu nevasta că venim în vacanța noastră aici în România și când mă întorc zilele viitoare acasă, zilele următoare, 4, dacă 5. Cântarul mi-arată la fel pe minus sau pe zero, mă apuc de hrănit cu mere de floarea soarelui. Adică păi și eu am mere de floarea soarelui, cred că am să mă apuc și le... Da, bă, aici în România, Neanelu, uite, am trecut pe la Pașcani, pe la Kaufland, am văzut zahărul la prețul de 3,20 lei. Pentru Moldova este un lux, pentru că la noi kilogramul de zahăr începe de la 5 lei. Nu prea îți permiți. Dar eu am spus că am miere de floarea soarelui de an trecut și da, le dau din aia. Și eu o să le dau din miere. Că chiar nu-mi convine să mai investesc și în hrană, cu stupare acum știu și prețurile au început să se dea la mierea de salcâm, prețurile au scăzut, nu știu în România, în Republica Moldova au început aici intermediari, oferta lor este de 80 de lei, ar fi cam 20 de lei românești, adică e un preț de nimic pentru un kilogram de miere de salcâm. Și nu știu, la floarea soarelui probabil o să fie și mai jos ca anul trecut, am avut cam 10 lei, să spunem, prețul pe mierea de floarea soarelui, adică 40 de lei moldovenești, 38-40. În anul ăsta cred că va fi și mai jos, nu știu, poate greșesc eu, dar din și discut cu intermediarii, cu ăștia, nu prea au preț stabilit de Germania, de Italia. Hai ne uităm la un roi. Da, hai ne uităm, am repede, în vedere că nu se merită repede să mai investim în hrană. Da. Deci ăștia sunt niște roi făcuți înainte de salcâm, înainte de începerea la cules. Și... Dar se vede și pe zborul albinii că nu-i cules. Nu e... E așa o... Liniște. Da. E liniște. Am avut noroc de fașele și care au câștigat. Păi da, de întreținere un pic, da, adică da, e bun dacă se vede crescăturile de ceară deasupra. Are unde să duce, adică albina, nu stă la ordiniș, dacă este un pic de facele, un pic de ceva. Dumitale poți să pui și plasă de propolis? Poți să pun, dar nu
n-am colectat niciodată și nu... Nu da, și un pic de polen, da, mâncare. Un chil de mere, două aici, cât o fi, mărginașa. Păi nu, roiul trăiește. Nu știu ce discut aici. Să știți că roiurile care le-am făcut, deci nu am pus niciun pic de... Adică nu i-am ajutat cu absolut nimic. I-am pus o ramă cu miere cristalizată de la rezervă, trecut, de la rezervă și două rame cu puiet. Atât am pus. Și plus vodka. După aia am văzut că albina stă prea mult la ordine. Adică să măci de anul ăsta, păi ucide frumos. De anul ăsta, uitați. Și de înainte... Nu, puietul. Mm. Puietul, dar puietul, vreau să... Matca și nu mă interesează. Nu, nici nu sunt marcate măcile. Dar nu mă interesează să o văd, eu văd lucrurile. Totuși albina e foarte rară. Păi e rară că o ecluzionat din acel două rami care le-ai pus atunci. Și nu le-am ajutat, să știți. Da, și acum au mai apărut puietul ăsta, o să-și ia vântie când ecluzează puietul ăsta. Acum vroiam să umblu prin corpuri. Da, aici. Larvar, dar mâncare nu are nimic aici, pe rame. Păi are celălalt rame. Da, păi totuși, mărginașa, dar tot una. Totuși, ar trebui să aibă un pic și pe... Asta, gata, încoace-i hrană, două rame hrană, da, nu cred să fie. Aici, aici e păstură, deci pe asta și-o adus-o ea, că n-a fost. Păi nu, le ajunge hrana aici. Problema, știi care e inelul? Poate să aibă aici și 10 kg de miere. În momentul când nu vine din natură, măcile reduc sau sistează complet ponta. Uite, asta e problema. Da. Poate să fie aici așa, păi ăsta e greu, să vede pe nu, aici care o dată. Asta e veche. E veche, da, e hrană veche. Hrană veche, nici nu am... Descăpășit. Cineva mă a zis că de ce nu o descăpăcesc. Am zis că da, au timp. Nu era matcă împerecheată, nu era nimic atunci. Și n-am descăpăcit, dar ele totuși și-au făcut. N-am umblat la ei, ca să-i deranjez. Da. Deci, cam așa arată roii, da, care i-am făcut atunci. Deci, în general e bine. Ați extras mierea de floare, ați extras și rapița, am înțeles? Am extras rapița, am extras salcâm, cam în floare, de salcâm am vrut să spun. De salcâm în jur de 15-16 pe stup. Așa, și dar rapiță? Unii rapiță cam tot la fel. Păi s-a ajuns cam 30 de kg la stup, cam să așa, spunem, aproximativ. În două culesuri. Plus și că... dacă mai luați un 20 de kg la... Nu, la floarea soarelui iau mai mult. Mai mult. Rapița, floarea chiar aici pe Moldova chiar merge și la noi merge. Da. Păi și să spunem. Eu sunt bucuros că ne-am întâlnit. Ce mușcat e aici, nu? Știu. Sunt eu masca din cap. Între altele, e o mască de acum 3 ani, cadonată de Iulian Boboșa, e scumpă pentru mine ca cadou. Și să spună, e destul de frumos, noi am venit să ne petrecem câteva zile de vacanță pe la prieteni pe aici, prin Moldova. Mâine mergem în Târgu Neamț, după aceea stațiunea Dureu, Bradu, stațiunea Borsec, până acolo vrem să ajungem câteva zile, pentru că un pic s-o mai... avem o fereastră treabă, așa da, de treabă, după aceea dacă se începe floarea nu mai putem să mergem. Bucuroși că v-am găsit sănătoși. Și noi bucuroși că ați venit. Mulțumim și noi că ați venit. Păi și eu vă mulțumesc că m-ați invitat să-mi petrec. Păi uite și de murul, uite cât e de frumos. Nu, dar anul ăsta s-a uscat. Anul trecut a fost mult mai frumos. Da, uite mi-am întrebat că l-am văzut atât de frumos, nu pot sta. Da. Și să spun Neanelu, vă mai invităm la noi, l-am sunat pe Neaelie venind în coașe, am vrut să trec pe la dânsul, câteva ori l-am sunat, cred că era ocupat sau era undeva unde nu avea acoperire. Nu mi-a răspuns, a mers înainte, că știu eu, poate la păduri, poate știu eu unde, am vrut să trec și pe la el. Acum, și să spun, vă mulțumim pentru invitație încă o dată, pentru zilele care le petrecem așa un pic de... odihne, că o luăm iar de la capăt și mergem la un grătar, cum a spus doamna Mariana. Bucuroși o să le petrecem împreună. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc în continuare multă sănătate și butoaie pline. Da, cules la floare bun și la tei, care sunt la tei. Care sunt la tei. Da, că mulți de acum sunt pe la tei.
Asta este, noi nu avem cules de tei, un pic de odihnă mai facem, după aceea iar o luăm. Da. O zi bună la toți! Multe